Aveam 800 de ONG-uri în Republica Moldova, vă amintiți? Acum nu sunt mai puține. Și avem aceleași scheme. Furtul din 4 km, 4 milioane de euro, ne fură la gaz cu contractarea celui mai scump gaz din sud-estul Europei. Scheme cu licitații trucate, cum este bunăoară aeroportul. Deci, regimul oligarhic ca și cum a fost răsturnat, dar uite, toate schemele au fost preluate de un așa zis regim democratic.